Dragilor, uite, suntem la gala aici pentru tine, ediția a doua, și l-avem invitat pe un artist deosebit al acestei națiuni, Florin Chilian. Ce faceți la Brașov? Am răspuns cu drag unei invitații făcută de colegii și prietenii, concitadinii voștri, nu? Răspunzând unei nevoi de ajutor care, cum să spun, te întristează de cele mai multe ori, pentru că asta, între noi fie vorba, ar fi trebuit să fie legată de statalitate, nu? Doar că uneori lucrurile trebuie să se întâmple și cu participarea noastră și atunci am răspuns cu mare drag oamenilor de aici, de la asociația Aici pentru Tine, încercând să ajutăm doi copii alături de două doamne foarte frumoase ale întâmplării astea minunate care se cheamă Caritate, în România, doamna Andreea Marin și doamna Paula Selin. Care o să fie și ele aici, alături de aici, da? Voi. Încercând să ajutăm, așa cum am spus, doi, câțiva copilași care au nevoie de mai mult ajutor decât fiecare dintre noi în parte. Vă place la Brașov? Pe lângă, uite, ne întâlnim la gale și la evenimente frumoase, să ajutăm comunitatea. Este un oraș absolut superb, am foarte mulți prieteni dragi aici în oraș. Din păcate, timpul la noi e ca Zorro pe hartă, știi? Și din păcate nu-mi permite timpul să vină pe atât de des ca turist aici, pe cât mi-aș dori, doar că am avut concerte, se întâmplă în puburile de aici din oraș, din centrurile care sunt absolut superbe. Și vreau să-i salut pe toți prietenii mei de aici din oraș. Vă salutăm și noi. Dacă puteți ajuta, nu cred că întâmplarea se termină acum, ci ce ține de caritate continuă, probabil vor fi și niște conturi. Dacă puteți ajuta, dați vina pe mine, faceți-o și dau eu șprițul data viitoare. Vă mulțumim foarte mult și o să vedem așa și câteva secvențe din concertul care îl va face artistul nostru Florin Chilian. Cu? Fuego. Da, nu, Fuego. Îl salutăm și pe Fuego. Îl salutăm pe Fuego, dar trecut Crăciunul. Paulica. Da, Paulica, îl salutăm și pe el, dar trecut Crăciunul, deci ne ocupăm de Paște acolo. Da, nu e nicio problemă și vă mulțumim foarte mult că sunteți la Brașov, la gala Aici pentru Tine, ediția 2. Vă mulțumim. Mulțumesc și eu.